Ce cauți, Igor, cu luneta, cu telescop? Oleg, salut! Ce caut? Caut ordonanța de protecție, care nu mi-a venit. Și uite, într-adevăr, am sunt... Telescop îți trebuie. Da, telescop. Eu privesc acum, vreau să spun că organul legislativ, acolo parlamentul, președinția, caut Curtea Supremă, guvernul. Caut dreptate. Caut dreptate, da. Și mă uit că sunt mulți, da, proști, cum se spune așa, moțoc, așa spunea, da? Deci eu nu vreau să aduc careva jignirii, totuși... Lăpușneanu, da. Nu vreau să aduc careva jignirii, astăzi, folosindu-mă de ocazia că tu ai revenit în Republica Moldova, în Basarabia, eu am zis că ar fi binevenită să venim aici la Maria Drăgan, la telescopii, să arătăm într-adevăr și celorlalți care ne privesc, că avem cu cine mândri deocamdată, dar pentru mine, în continuare, rămâne neclară unde se află această ordonanță de protecție care mie mi s-a spus de către educatoarea lui Mădălin Fediuș, a fiului meu, care existau oarecare restricții, chipurile, că eu sunt cu mulți. Deci astăzi este ziua fiului chiar, pe data de 21. Și vreau să spun că nu, n-am discutat, n-am luat legătura, ci vreau să menționez doar un singur lucru, că aici, la aceste telescopii, el a fost de câteva ori, vreau să spun atât cu mine, cât și cu maică-sa împreună, deci lui îi place foarte mult să vină în acest loc de joacă pentru copii, dacă o să te uiți în partea stângă și în partea dreaptă, sunt amplasate... Acele... Loc de joacă, da, toboganul, da, înaltă. Și lui îi plăcea foarte mult, zice, tăticu, când venim aici. Deci eu pot să-i spun lui Mădălin doar un singur lucru, că da, el o să mai vină cu mine, o să mai fie aici și nu este, știți cum spune, decât o amintire, că într-adevăr eu am ales acest loc, deoarece copilul a fost foarte marcat. Și de anumite locuri în Chișinău, în capitala țării, unii el se poate juca. Dar... Accentuez încă o dată, pentru mine este incertă și neclară toată această situație dramatică și vreau să spun că destul de, nu găsesc un cuvânt poate mai potrivit, dar destul de toxică, ca să vorbesc în termeni ecologici, de ce să recurgi în continuare ca acest copil să nu beneficieze de dragostea tatălui, de atenția tatălui, de ajutorul, de susținere. Eu nu vreau să mă laud sau să spun că nu știu ce. Mama lui că nu plătești pensia alimentară. Cum îți manifesti dragoste? Încă o dată, azi n-ai vorbit cu el. Încă o dată vorbesc, coleg. Eu am auzit de la educatoare că există oarecare restricție de a nu comunica, de a nu mă interesa de copil. Azi să-l suni sau dacă nu telefonul mamei poți vorbi cu el. El n-are telefonul lui. Corect, dar nu are. Copilul are 4 ani. El astăzi a împlinit 4 ani. Eu îi doresc multă sănătate, îi doresc o copilărie fericită. Să fie într-adevăr, cum și-am spus la acest post de Radio Național, la Radio Moldova, făcându-i o dedicație muzicală, cine a ascultat-o, cine îl cunoaște, uitați, eu sunt tatăl lui Mădălin. Eu pentru ambii copiii mei, atât pentru fiica Sabina, cât și pentru Mădălin, bate inima mea, în fiecare zi mă gândesc la acești copii. Dar asta nu înseamnă că acești copii au fost făcuți pentru pensii alimentare, pentru beneficii, pentru interese personale. Cum îi ajută? Îi ajut din multe puncte de vedere și n-aș vrea iarăși de nou să mă cresc. Cu dedicație la radio? Nu. Și vizitând locul lui de joacă? Nu. Nu, Oleg, dacă acestea sunt restricții care le-au pus statul, eu vreau să spun că, uite, cadoul lui astăzi la masa de sărbătoare... Ai fost la un weekend sau când? Da, am fost... Și ai încercat să vorbești cu el măcar atunci? Asta și vreau să aduc la cunoștință. Uite, eu am fost luni, pe data de 18, pe data din 19, la Rădinii Vechi, tu menționai între celelalte interviuri că, uite, poate sunt la țară. Nu! Eu la țară nu am găsit în poartă, în cutie mea poștală, cum o numim noi așa, în termenii ăștia așa științifici, nici o științare, nici scris. Puteți să vină, să-mi aduc la cunoștință cineva că există ordonanță. Da, ai poștală sau căutai păi era pus acolo nu, este o sticlă pusă de plastic, ca de obicei, ca la țară, care să nu se ude, care să nu se ude, exact. Da.
Și toate lucrurile astea sunt binevenite. Eu am spus corespondența asta și la, nu știu, la întoarcerea mea înapoi în Chișinău, că am vrut să iau legătura direct cu tine și cred că erai ocupat, m-am oprit pe teritoriul rezervației natural științifici Plaiul Fagului, la stejarul cel mare, cum știu toți, și am spus că poate unii plăcuța ce e scrisă. Stejar pe adânculat, vârsta de 250 de ani, diametru de 150 cm, să-i punem în spate o cutie poștală, și deschidem un fiș poștal când vine fidiuș sau când trece înapoi, poate la... Post restant, da, cum la... se cheamă asta. Da, nu știu, le deschidem, adică decât stai rezervația într-un hal fără de hal și îi spun că fac lucrări de îngrijire, de igienă, de nu știu care, succesivi, progresivi și tratament. Nu, eu nu vreau să ating acum subiectul pe tema decât a unei ordonanță de protecție. De asta și mă uit în acest telescop. Poate cineva e plutește, poate vine cu un avion, poate cineva, ne uităm spre aeroport, acum să vedem. Nu vine un aeroport de asta curs expres să-mi aducă măcar și prin dronă, măcar să-mi aducă, știi cum spune, la cunoștință. Și astea sunt divinul organele și instituțiile de stat, că ele într-adevăr nu-și manifestă decât interesul destructiv față de un copil. Voi ce gândiți, că chiar pe mine, prin asemenea modalități, cum am avut eu expresie, uite ce a făcut o mamă dementă, uite câte lucruri, eu am primit, cum ai zis, o duzină și n-am scos scrisorile acum să le arăt, de scrisori, uite cât o tapatic, număr la mașină acum de tapat, de dactilografiat, dar uite câte răspunsuri rușinoase ei mi-au dat. Ei n-au putut spui dacă există ordonanță protecție. Eu am spus-o și am repetat-o. Cadoul lui Mădălin, care l-a făcut această plăcintă, Ana, pentru ziua lui de naștere, este ordonanța de protecție. Așa că îi citești copilul ordonanța de protecție, acesta este tortul. Eu veneam și la un an, și la doi ani, și la trei ani. A fost copilul, că era chiar la liceu, că atunci locuiau. Eu am venit cu cadouri, cu tort, cu tot ce a trebuit ca tată pentru acest copil. Dar astăzi el beneficiază, vreau să spun, de lipsa tatălui. Un copil crește nu numai cu cadouri și cu tort, da, de exemplu. Și are cu... încălțăminte, îmbrăcăminte, trei biciclete, care eu vreau să spun că mama acestui copil, o să că eu am să încerc să le vând, poate la alt copil. Eu, acest copil, eu am dat totul pentru dânsul și continuu în continuare să-mi bat capul și interesul. Totul, pentru că ai doi copii și are și încălțăminte și îmbrăcăminte și vreau să spun că de-ar da bunul Dumnezeu la toți copiii, începând la produse alimentare și nimeni vorbind. Pensia alimentară, eu o spun în fața camerei și te rog să postez. Nu vezi un șfanț, că spune eu în germană, dar eu o spun, nu-i dau nimic din principiu. Din principiu nu-i dau, că acest copil trebuie să se bucure de tatăl. Și el spune, știi ce îmi spune mie? O să știi că eu am stopat la executor, băi, fata, termină odată cu poliția, cu judecătorii, cu procuratura și cu executorii. Când nu-i faci tu nimic, lui Fidiuș, eu o spun din principiu, nu-mi faci absolut nimic. Legea voi lege. Dreptul la liberă exprimare de a resufla. Băi, gândiți că astea sunt alegerile din 2011, dar vă calc în picioare așa cum o spun eu prin ai modalitățile de justiție. Ai grijă că există penal, nu numai codul Oleg, nu, dar nu merge vorba aici. Băi, eu beneficiază de la primul copil, înțelegi, de pensie alimentară, că a fost înregistrat și căsătorit oficial cu tatăl lui Ruslan, ăsta plăcintă. Cu mine, acest copil nu a fost, vreau să spun, că decât făcut din interes și din beneficii. Adică, să mă înregistrez cu dânsa oficial, e vreo fata înscrisă, vreo cununată. Dacă omnic cu acele două verighete la Chișinău să mă așa în căsătorit, tu îți dai seama și romanii periculoase, nici Eminescu. Nu Micli nu i-o trimis atâtea scrisori cât am primit eu într-o săptămână și Micli i-o trimis lui Eminescu multe și Inele și-o încercat să-l ia. Eu am spus-o și am repetat-o și mă zâmbesc. Într-adevăr, eu mă bucur că acest copil astăzi împlinește 4 anișori, dar absența și lipsa tatălui este din impedimentele care le-au creat poliția, în primul rând mama copilului, poliția și instanța de judecată. Și cel care el o eliberat, o asemenea... Câți alții jnovați, numai nu eu am spus-o și am repetat-o. Fidiuș este omul care își bate capul de ambii copii a lui. Nu încercați să beneficiați de foloase apartamente diferite. Eu am spus-o și am repetat-o. Ei stopat alocația din România de 2500 de euro acestui copil, care tot în baza actelor mele ca tată, obținând și având dublă cetățenie, uite ce a făcut. Adică folosești copilul pentru ce? Să-l exploatezi. Cum? Pe tata, moral, financiar, spiritual, psihic, scriind diferite interviuri rușinoase, comentarii. Păi, și tu gândești că chiar toate chestiile astea... Uite, eu nu vreau să mă întorc, doar un singur lucru. Privind cu acest telescop, am vrut să aduc la cunoștință că, într-adevăr, eu caut această ordonanță. Vă rog să o expediați, nu la telescoape, prin poștă, că e electronică, că o expediați, vreau să spun că prin oficiu poștal, dar eu în poștă electronic vreau să spun că
am fost blocată, nu le citesc, vreau să spun câte lucrurile astea, că mă ie ghețurile de toate prostiile, de toate prostiile care voi le scrieți. Băi, noi avem niște persoane incompetente și incompatibile cu statutul, că judecători, că ei ies procurori, în orice caz oameni nu-s. Și eu am spus-o de ce? Din cauza că oamenii au rațiune, dar în acest secol, și eu când am menționat că suntem în secolul 21, Mădălin este pe data de 21, are 21 din ani. Deci, un singur lucru, rațiune și minte, eu vă doresc, din cauza că cei mai puternică armă, cum și-am spus-o, și dacă o să lipește celelalte două sau trei interviuri care le-am făcut pe teritoriul la rezervație, eu vreau să spun că cea mai puternică armă este mintea. Așa că nu veniți voi cu arme de foc, cu bătii telescopice, cu mesaje, cu șantajuri, cu diferite lucruri rușinoase. Sănătate, la mulți ani ție, Mădălin, tăticul, să știi că îi dor de tine, te iubește și are grijă. Dar nu mamă ta să-i fie rușine și să-ți găsească un tată care să vină la tine, într-adevăr, să ție la fel cum țin eu. O zi bună tuturor! Suntem în data de 19 ianuarie 2021, teritoriul la Rezervația Naturală Științifică Plaiul Coagului. Am ajuns la stejarul cel mare, cum îi spun toți, cei care sunt lărădenii vechi cunosc locul. În partea dreaptă aici, dacă o spuneți, o să arătați, s-a filmat filmul Zeii și Lupii. Dacă nu mă greșesc, cu Nicu Țernă aici, a fost montat, nu știu care este calitatea filmului, dar nu merge. Ce vreau să accentuez? Acest video eu să-l rog pe Oleg Brega să-l plaseze, deoarece eu în urmă la interviurile care le-am dat, toate aceste ilegalități care se comit, uitați-vă la lărădenii vechi, nu este niciun fel de scrisoare, nu sunt niciun fel de răspunsuri la fața locului, nu le rămâne decât celor care urmează să-mi dea aceste răspunsuri, mie, Igor Fidiuș, privitor la aceste încălcări care se comit împotriva fiului meu, Fidiuș Mădălin Cățumie, să vină să le pună la stejarul cel mare, vă rog să vă apropieți, eu am să spun unii, am să-i pun o cutie pe sal, eu vorbesc cu Deleanu aici, o să-i puneți la stejarul cel mare, poate ele vor fi binevenite și le vor citi măcar animalele din pădure, fiindcă cei care ei emit asemenea răspunsuri aberative, ordonanțe care eu nu am primit și nu știu din ce motive nu mi s-au transmis mie până în prezent, da? Ca ei să vină măcar să-i transformăm în faună, aici, ca să nu le spun animale, că oricum omul este un animal, dar are rațiune. Așa că eu vreau să închei scurt, clar, la subiect acest interviu, unde să menționez doar un singur lucru. Că toate romanele de iubire, ele o să aibă loc, vreau să spun că la acest stejar pedunculat, dacă o să vă apropiați, veniți în situație mai așa. Preajma stejarului, ca să vadă toți vizitatorii, e stejar pedunculat diametrul de 150 cm, vârsta de 250 de ani de când mă știu eu, el e ocrotit de stat, asta e clar ca bună ziua, ei mai sunt mai încolo, încă doi au rămas. Și o să fac în fel și chip ca toate lucrurile astea să apară, să fie sensibilizate către întreaga societate, către toți internauții, să aibă curaj să vină să vadă această rezervație natural științifică Plaiul Coagului. Cred că o spunem în spate la această tabliță inscriptivă și cutia poștală. Sănătate! Eu am avut foarte multe romane de iubire sub acest stejar, așa că aștept să primești scrisori sub piște. Eu am Iana, să rog să vă apropieți câtuși de puțin încoace, din cauza că suntem de la poarta dinspre Bahmut. Avem în față de cele două porți de la intrare în sat, cât și anumite panouri, vreau să spun că cu inscripțiile, că e rezervația Plaiul Coagului, că acest teritoriu rezervat, fără permisiunea administrației, este interzisă. Este interzisă, dar știți cui? La cei care ei nu au tangență și nu au treabă nici cu satul, nici cu rezervația. Uitați la ce este interzis. Deci băștinaște de fiecare dată care s-au născut la rădenii vechi o să treacă cum au trecut și în anii trecut. Ce vreau eu să remarc? Toate prin întuneric avem un peisaj de iarnă, scârții, zăpadă sub picioare. Uitați în partea stângă aici, avem molizii ăștia, toți le spun că-s braz. Și aș face o corecție pentru cei care
nu cunosc speciile, să nu se pronunț așa în vag și rapid se expune că uitați că este îmbrav. Nu mai sunt îmbrav, ăștia sunt molivi. Plus la aceasta, uitați ce inscripții noi avem pe poartă, la rezervații. Numai triunghiuri, numai cercuri căiete. Eu aștept să apară un indicator, unde să fie așa un cerc mare, cu o mașină supraîncărcată, cu lemne și tăiat, așa, X, interzis, înțelegeți? În primul rând, exploatarea ilegală, de fșerile astea care se fac ele în masă pe teritoriul rezervației, ele, chipurile, se numesc lucrări de îngrijire, eu nu știu ce îngrijesc aici, ci sanitare, ci rărituri, ci lucrări de conservare, progresive, succesive, eu n-am să le dau lor regime și tratamente. Deci asta este un subiect care de rezervate naturală și închis plaiul fagului, unde o să vedeți cu galben acolo scris clar plaiul fagului și uitați, mai nu a făcut o atrițalcă, înțelegeți steluța respectivă de sub. Este harta rezervației, aceasta pe tema respectivă așa arată, deci unii e linia dreaptă în parte. Și aici o să vă rog să întoarceți puțin, să vedeți cât de frumos este panoul ăsta. Pus aici rezervația plaiul fagului, plecați arma în fața frumuseții. Și o căprioară și arma cu țevile în jos. Deci eu nu știu cum o apleacă, cum o ridică, faptul că am văzut acum când am venit un cerb, câteva căprioare. Să văd că și aceste animale au nevoie de viețuire și să întâlnească cu specialiștii din domeniu. Sănătate încă o dată. Ce vreau să remarc în partea cealaltă cum ne ducem de la Bahmut, dacă o să vă apropiați, cred că acum este deja, știți cum, pe amurgite, dar eu am spus-o și-o repet de fiecare dată, asta s-o știe, Igor Fidiuș, este băștinaș din satul Rădenii Vechi. Rezervația asta, el și-a făcut tiezele de licență, atât când a învățat la Câmpul Lung Moldovenesc, județ Suceava, cât și la Universitatea Transilvania Brașov. Este studiată, cercetată, vreau să spun că atât practic, cât științific dintre mine. Și nu numai rezervația, gândiți că plaiul fagului, sunt și celelalte rezervații, cunoscute foarte bine de către mine, dar aș atrag o atenție să vă arăt de ce. Totuși eu m-am oprit la această poartă să arăt asemenea lucruri din cauza că aici izvorul ăsta curge apă. Deci este o problemă foarte mare cu apa. Asta e din cauza încălzirii globale, din cauza secetelor, an de an, și mi-a dat răspuns acel iaz care el a fost cândva arendat în partea asta de la Bahmut, am înțeles că de către Ministerul Apărării a aparținut, nu știu, el acum e trecut, vreau să spun că sub alt statut, că-i pagi, știi, nu cunosc, care eu am spus că pe dânsul personal, cei care mă aud, cei care mă văd, eu am să eu știu, da, ca să mă cunoașteți mai bine, știți că eu am propus de fiecare dată că iazul ăsta trebuie făcut patinoar, dar în partea cealaltă de iaz de la deal, trebuiau de făcut, ca să spun așa, pârtii de schi. Poftim, turism la Rădenii Vechi, la Bahmut, parcări, vreau să spun că mega parcări facem acolo, toate autocarele care vin în țară, dinspre partea de la Sculeni, vama de la Sculeni, cât și cele care pleacă, o să fie o priveliște foarte frumoasă. Cu telecabine, cu telescaune, le facem ceai, plante, încă mai sunt aici, dacă nu le facem din stoc, așa e sau nu? Sau le dăm apă din iazăng? Sănătate tuturor! Vreau să aduc prin această bucurie nespusă că încă deocamdată mai avem păduri, dar ele se defrișează, după cum și menționează și același Vasile Costiuc. La stânga și la dreapta. Vasile, uite, eu sunt cu chepcă de asta stil sportiv, tu umbli cu căciulă de cârlan, așa că haidușii se întâlnesc întotdeauna unii la stejari. Să salută și cred că să le punem și un aparat de ăsta de făcut cafea, ca să nu mai taie pădurea, măcar vă cumpăra cafea de aici și o să trăiască, o să le dea salarii la angajații ăștia de aici, că ei totuși au și ei responsabilitate. Uitați, aici e foarte bine de deschis o linie sau o pârtie de schi. O să fie Poiana Brașov, numai că între satele Bahmut și Rădenii Vechi. Uitați iazul despre care vorbim, aici nu e plin acum, vreau să spun că de stuh, vreau să spun că de salcii au apărut, plop, ceea ce am văzut eu ziua. Acum
țara, nu știu, noapte ce poți avea, dar asta este priveliștea care eu vreau să spun că de Turcia deschis, uitați, putem să le facem mega parcări în partea cealaltă. Unde se parchează autocarele, mașini? Vreau să spun că se poate de făcut turism eco în Republica Moldova și de adus bani. Această idee vreau să spun că mi-a aparținut încă de pe când eram încă în sat, deci nu eram student la Brașov, că am venit de fiecare dată, vreau să spun că de foarte multe ori pe jos, de la Bahmut în sat, fiind student, uitați ce priveliște avem, de jur împrejur, se vede cât uși de cât, vreau să spun că relieful este deluros. Asta am vrut să remarc, asta am vrut să arăt, priviți, distribuiți, comentați și analizați pentru toți acei care aveți demnitate, curaj și vreau să spun că verticalitate în primul rând, dar dacă mai aveți și minte, înseamnă că sunteți niște oameni puternici, oameni bogați. Nu gândiți că arma, la ce mă refer, armele de fapt, cei mai mari și cei mai puternici arma omului este mintea. Așa că eu o folosesc de fiecare dată și vă pun așa la respect, în două cuvinte, ca să nu prelungim acest interviu. Sănătate! Și noi ne dorim drum bun, da?